În Niculești a fost finalizată și inaugurată o nouă investiție. Locuitorii comunei au de acum un teren de mini-fotbal pe care îl pot folosi în mod gratuit, precum și o anexă dotată cu dușuri și vestiare. Proiectul a fost finalizat prin fonduri europene, iar valoarea totală a acestuia se ridică la suma de 100.000 de euro. Este un teren de mini-fotbal cu gazon artificial, clădire anexă unde sunt prevăzute dușuri și grupuri sanitare, împrejmuire. Și acest obiectiv are o valoare de circa 100.000 de euro, accesat printr-un program european, grupul de acțiune locală, drumul Cricovului. Vreau să vă spun că sunt mândru că am reușit să realizăm acest obiectiv, bineînțeles și cu sprijinul președintelui Consiliului Județean, și e un moment în care am cu atât mai mare satisfacție cu cât văd că deja copiii, pentru că lor în principal este destinat și tinerii, au venit deja și aproape că se îngrămădesc, nu mai sunt locuri libere, cum ar spune, pentru câți vor să-l folosească. Alături de autoritățile publice locale, la eveniment a participat și președintele Consiliului Județean, Adrian Țuțuianu, care a vorbit și despre celelalte lucrări care urmează a fi executate în comuna Niculești. Avem foarte multe lucruri pornite și le vom duce la capăt. Asfaltarea 3 km pe ordonanța 28/2013, 15 miliarde banii sunt alocați, lucrarea se finalizează săptămâna viitoare. Vom continua cu lucrările pe drumul județean, ați văzut că am făcut reparațiile necesare. Vom continua în zona fermă, unde știți bine că este praf. În două săptămâni sper eu să fie rezolvat și acest drum. Și avem în curs de achiziție drumul de la Ciocănari, legătura cu județul Prahova spre Gorgota. Ologen Gorgota. O să-l adjudecăm în toamna aceasta și în primăvară undeva până în luna iunie și drumul acela va fi rezolvat. Deci avem proiecte extraordinar de importante și care rezolvă așteptările pe infrastructura rutieră. În cadrul vizitei de lucru făcută în această localitate, reprezentantul administrației județene a urmărit și demersul lucrărilor care se află în plin proces de realizare, respectiv asfaltarea drumului în satul Movila.